Așa. Bună ziua tuturor! Astăzi o avem pe Alexandrina în vizită. Dumneiei a dorit să împartă cu noi mare bucurie. Pentru ce, Alexandrina, ați obținut permisul de conducere? Spuneți-ne, vă rog, ați muncit pentru a obține permisul de conducere? Da, am muncit pentru acest permis frumos de conducere. Pot spune că peste vreo câteva zile o să se facă deja un an de zile de când muncesc pentru a-l avea. Dar spune-ne, te rog, dacă ne întoarcem un pic în timp, cum a fost experiența ta? De unde și până unde gândul ăsta de a învăța la școală, de a avea permis de conducere, a fost un vis, a fost un imbolt? Care a fost însă și viziunea dumneavoastră sau scopul obținerii acestui permis de conducere? În primul rând, doream ca să acumulez o experiență nouă prin traficul din orașul în care trăiesc eu. Pentru mine era interesant cum felul în care tatăl meu merge, felul în care el acționează asupra volanului, asupra pedalilor, orice. Și într-o dimineață îi spun mamei că, mamă, vreau să mă duc să mă înscriu la școală. Și mama zice, ok, o să căutăm o școală bună și o să încercăm. Și iată, prin mai mulți cunoscuți, mama a zis că cea mai bună școală ar fi Artur Cecan din toate opțiunile. Și am venit aici, m-am consultat cu mai mulți prieteni, de asemenea am venit aici și am început primele ore cu domnul Andrei Pădureț. Pot să spun că e un instructor de circulație rutieră de teorie foarte carismatic. Cu el am reușit să înțeleg mult mai bine regulile și să acumulez mai multe informații despre felul în care ar trebui să merg, felul în care ar trebui să acționez. De asemenea, și mulțumită instructorilor de practică, precum Radu Mazur, domnul Dumitru Borș, Serghei Donici, am reușit să mă coordonez mult mai bine și să-mi mențin calmul, în primul rând, și să obțin permisul de conducere. Bravo, felicitările noastre, dar dacă ar fi să dați un singur sfat, ce le-ați spune viitorilor elevi care trebuie să meargă să obțină permisul de conducere, să meargă la examene? Trebuie să-și păstreze în primul rând calmă, pentru că examinatorul nu e o fiară. Pentru că știu că există teama asta de examinator. La fel, pot să recunosc, chiar din prima dată, nu mi-a fost foarte frică. Eu eram foarte emoționată, făceam foarte multe greșeli pentru că era prima dată. Eu cred că la toți așa e prima dată. Și mergând de mai multe ori, mi-am dat seama că ar trebui mai bine să-mi păstrez calmul, să merg echilibrat, să nu fac anumite greșeli, pentru că dacă mă focusez pe o greșeală pe care o făcusem, fac mai multe. Și cumva am reușit. Așa, în două, trei cuvinte, v-a plăcut această experiență? Da, mi-a plăcut foarte mult. A fost o experiență cu oameni frumoși, am întâlnit de asemenea persoane frumoase, prieteni mi-am făcut și l-am cunoscut pe domnul Artur Cecan și pe doamna Constanța, care la fel m-a îndrumat și m-a susținut foarte mult. Noi vă dorim mult, mult succes, drumuri bune să aveți și mulțumim încă o dată pentru că ați ales școala Autor Turcecan. Apropo, și eu vă recomand tuturor celor care vizionează acest videoclip Școala Artur Cecan, pentru că e o școală foarte bună și te învață să îți menții calmul și să ai siguranță din primul kilometru. Mulțumim, succese! Mulțumim!